Bună ziua, bună ziua! Am revenit prieteni acum, e frumos, chiar e plăcut. Am revenit cu Neamișu care își pregătește butoaiele să ia apă. Salută prietenii Neamișu! Oare trebuie să leagă bidoanele să nu fugă. E foarte concentrat Neamișu. Este sărbătoare și Neamișu a făcut așa puțin. M-am măturat prin curte și aduce apă să vedem mâine. Am luat niște lichid ăla să-l preparăm, herbicii să dăm prin curte pentru că e prea urât. Și la mine în fața cășii și la poartă, ia să iarba într-una. Prieteni, am vrut să fac o filmare acum pentru că sunt puțin cam supărată. De ce? Cristi Marinea, bineînțeles, ne-a dus acasă. El nu ne-a dus degeaba. Ne-a dus acasă, ne-a servit într-adevăr, dar i-am plătit drumul, dar nu ne-a dus degeaba așa de moca. Știți cum e. Am zis să mai stea și pe aici, aș mai face filmări, na, că nu. A vrut să dormă acolo la patrona în cameră, nu era în contra nimic, l-am rugat de atâtea ori să mănânce când am pus masa pentru ursul. Filmează numai aberații, numai tâmpenii. Eu ieri am fost la cumpărături, de-am luat pâine, de-am luat roșii ca să aveți ce-mi trebuia pentru că nu mai erau buni. După două zile cât am stat plecată și el dormea, copiitul la fel erau cu ursul în cameră, am încuiat poarta. Eu așa sunt obișnuită, nu las porțile deschise pentru că, na, sunt mult mai în siguranță și mult mai liniștită când închid poarta. Închid porțile. Și atunci nu mai mi-este frică că iasă copilul al mic în stradă. Pentru copilul al mic e toată problema. Pentru Leonardo. Și el a prins ocazia asta și s-a suit pe garduri și am auzit. N-am văzut videoclipul, dar am auzit, mi-a spus cineva. Deci că mi-a spus cineva, eu n-am urmărit. Și e secrestat. Câteva minute am plecat și eu am venit la poartă, când am auzit că sunt niște domni la poartă, a fost o mașină de la CEZ, poliția, dar au fost la vecini și a tras mașina la noi în poartă, pentru că nu aveau loc și au văzut spațiul și au tras la noi. Și eu când am auzit-o, la fel m-a sunat cineva, căci că e la noi la poartă cineva. Am venit foarte repede din oraș. Și când am venit, dar eu știu că n-am niciun fel de problemă cu CEZ-ul, plătesc, i-au fost la vecini în partea alaltă, nu știu ce au făcut acolo, nu mă bag, chiar nu mă interesează. Au lucrat acolo și aveau mașinile trase la mine în poartă, să zicem, acel jeep care era și mașina poliției pe dreapta la mine. Și până am văzut că nu, dar și chiar nici nu aveam nicio problemă, pentru că sunt cea mai corectă cu curentul și cu tot. Am venit totuși ca să văd ce se întâmplă. Am venit din oraș și după aia m-am dus înapoi. Pentru că știți cum e, trebuie să mai mergi colo și colo și na. Mai multe treburi de rezolvat. Și el a prins ocazia aia și s-a suit pe gard și a filmat că îi se pestragă poliția la poartă. Vă dați seama ce subiect are a prins. Dar nici nu-mi pasă să facă ce vrea. A filmat în curte. Și am mai filmat pe ce, vă dați seama, și am spus să nu filmeze. Hai că să filmeze, dar nici așa prea de tot. Mai avea să-mi filmeze și în baie. Să caute ca lumea să găsească. Nu mi-e să se facă ce vrea tot. Și așa nu face nimic. Crede că dacă o filmează și le face nu știu ce vizualizări tare. Deja așa. Așa e el, nu vorbesc cu el acum, el tot aia face. Așa e învățat din bălegături de toate astea. Neamișule ăsta, grătarul trebuie curățat ca lumea. Cărbunii aleși într-un colțule și să dăm coperie de aia cu mătură bine să-l facem frumos, da? Cărămizile adunate într-un colț, toate cioburile de țigle care pune patoana fel și fel și face improvizații. Să stea grătarul. Și așa e la noi aici, așa e la țară, mături, curtea, faci. Nu se vede nimic, frunze cad, n-ai ce să faci, ce să facem, că mă țin la frunze acum. Sunt
suntem acasă. Copiii au mâncat ursul, dar tot vreau să le fac ceva, dar trebuie să mă gândesc. L-am întrebat pe ursul. E în casă. Da. Acum să duce. Duce ascuri în casă, adu-l încă. Adu-l încă și... Și... Nu știu ce să gătesc. Chiar nu știu. Le-am făcut și la ursul sandwich-uri galbe cu bânză topită, alea încălzite, frumos cu de toate, dar avem și iaurturi, lapte, mâncăm mai ușor, brânză, roșii, dar tot vreau să gătești ceva, ceva, tot vreau. Încă n-am spălat vasele până acum, acum mă apuc pentru că am avut altceva de făcut. Am potolit copiii deja, copiii, nu urcă, până acolo. Am potolit. Eu mi-am pregătit un iaurt, deocamdată mănânc un iaurt. Nu, în niciun caz, cred că ciorbă, nu, un iaurt așa simplu. Nu știu. Îmi este doar să fac o mâncare de cartofi. Ce părere aveți? Și cu aripi are ușoară așa, să mâncăm măral de toate. Avem tot ce trebuie și o mâncare de cartofi ar merge. Alex, o mâncărică de cartofi cu aripioare e bună? Da. Da? Da. Dar nu, ce? Să ia pantalon scurs pe el, i-am luat pantalon scurs în braci. Mai eu, uite, frumosul Leonardo. Cine e la poartă? Să mă duc după el, nu știu ce, joc, își iau un CD-ul, trebuie să mă duc lângă el, prietene. Nu mai e nevoie să merg eu, prietene, e și ursul, vedeți? E altceva, am ajutor. Și ursul când e cu copiii în casă, eu tot închid poarta și plec în oraș. Uite așa, sunt eu în siguranță, să-i ascund, dar ce să nu iasă afară. Îi protejez, mi-e frică de drumul ăsta, periculos, strada asta principală, cea mai... Trec toate mașinile, toate alea. Da, da? Ha? Ăsta, Coletul este un pistol de jucărie, Coletul cel care trebuie să vină acum. Coletul pistol de jucărie și CD-uri la... Nu sunt CD-uri la... Joc. Consola nu. Ca CD-uri mici. Faci ce vrei aici. Cu banii lui, face ce vrei. Mai are și la locația, mai are și el ce mai face și la YouTube, îi dă pe... Jocuri, pe toate alea. Face ce vrea, nu neamișule? Fiecare face ce vrea, banii lui. Leonardo-i cu pistoalele, cu bile, cu toate alea. Și ai cu Cristi Marima asupra, zici tu ce a zis neamișule? A vorbit urât. L-am ținut aici, a prins momentul și s-a suit pe garduri. Când am închis poarta, am plecat în oraș. Că l-am secretat în curte, este închis. Și că poliția la poartă. Care poliție? Că era o mașină de poliție care erau cu țiganii, cu curentul, cu... Era cezul alea. Și normal că era și poliția, dar nu am avut noi probleme. Era scă Dumnezeu, pentru că eu plătesc, eu nu mi-e frică de nimeni. Chiar am venit atunci să văd ce e și am rugat să mă ajute și pe mine să... Să-mi arată să-mi iau indexul ăla pe fiecare lună. Și a zis că nu am timp, că nu se vede, nu apărea indexul atunci, nu se vede bine, nu știu cum fac. Ce? Are căpușă? Are! Ia! Prieteni, și m-am enervat acum Neamișu că spun să care cărțeaua căpușe. Nu știu cu ce să dă pe cățeaua asta, pentru că copilul ține mult la cățeaua asta și la căței și vă dați seama că au și căței. Ne săturăm de toate. Nici nu mai știu, cățeaua asta nici n-ai unde să o dai, că s-a învățat, dar ce are căței? Nu știu ce să facem cu copușele acum, altă berea. Prieteni, am revenit cu o mâncărică. Am zis să facem o mâncărică, deja am început să vorbim de ea. Am pus aripioarele la cădit. Le-am dat sare. Avem niște aripioare proaspete, bune. Și acum am tocat și ceapa.
Dar... Și pune și ceapă pentru că s-a scăzit carnea de fapt. Facem o mâncare de carne foarte bună, cu artigiaș roșii, cu bulion, multe, multe punem la oameni. S-au prins cele, că nu prea am pus sarpente. La asta arată bine. Cu ceapa asta, vezi, acum aveți gheață. Este vreme de ploaie. Nu știu ce se întâmplă, că vreme de astea acum. Și facem și un morcov, adică un morcov. Facem bine pe tocător. Ce mai ne complicăm cu farfurie, cu oia? Direct aici, tocător. Nu prea stă telefonul, prieten. Bine, nu știu ce se întâmplă cu mine, sunt cam zăpăcită. Din cauza lui Cristo Marie. Îți pare rău de un om, faci, îl bagi în casă, îl bagi în pat. Și după aia, na. Mai avea un pic numai prin băi. Așa e el. Am auzit pe nemișul aici la masă, am mâncat. A fost și fică, fratele meu, dar n-am mai filmat. Știți că nu prea-mi place să filmez așa. Cine vine la mine, pe cine pun la masă, gata, hai să filmez, să stau cu telefonul. Eu nu sunt așa. Îi las pe oameni să mănâncă liniștit ce e aia cu telefonul. S-a făcut așa, s-a schimbat să vremea de ploaie, dar acum cred că și-a revenit iar. A ieșit soarele, nu. Nu mai vreau. Vreau un pic de apă. Nu știu ce se întâmplă. Am pus ceapă. Am pus și morcov pe răgătoare după ce am pus ceapă. Vezi, acum punem morcov și așa. Pare mai frumos și așa un tăiere pe carte. Am pus un pic de apă atunci când am călit și morcov și tot atunci când punem și cartofii și mai punem apă. Sare am dat la carne când am călit, că nu mai punem sare. O să punem un pic de vegeta. Nu prea mai avem baterie pentru că am mâncat Leonardo bateria la telefon mai devreme. Și acum mai punem apă, să fiarbă cartofii. Pentru că carnea este călită, prăjită, arigoarele de timp. Acum mai punem apă. Considere-o așa că trebuie să fiarbă. Deja am acoperit așa cartofii, să intre în apă toți. Mai mult. E de ajuns. Să-i acopere ca să fiarbă. Ia, ca să vedeți, ui. Așa arată. Și acum trebuie să-mi pregătesc ardei gras, roșiile, puțin bulion, tot în ordine. Aici am pregătit, prieteni, ca să vedeți, cu două roșii, să le tot frumos, așa mărunțele. Aici, în pasta asta de bulion, atât de bună și roșie. Tocăm roșiile, după aia tocăm și ardeiul. Mâncarea așa arată. Așa arată mâncarea asta. Arigioare de pui cu cartofi. Ușoară. Nu e ușoară.
are gust, are sare, are tot ce trebuie. E care de pui. Așa le place lor, adică are. Mă duc și roșire. Telefonul prea aproape. Da, asta e acum. Măcar să vine. Mă vedeți. Duc aici, așa, direct în castronier. Știți ce bune sunt roșile astea. Și chiar nu lasă roșii. Roșii de grădină mici. Mici și lunguiani de ăștia. Mihat. N-au coadă aici verde, nu știu. Nu ai ce să arunci la ele, foarte bune, sănătoase, merită banii. Și așa le facem. Punem un pic de apă, ca să se dizolvă și pasta mai bine. Să se dezicrească. Ca nu mai lipită pe castronel. Acum. Și ca să evităm să mai punem altă apă să facem ciorbă multă, mai punem și zeamă de aici. Ca să nu mai pun altă apă să iasă ciorbă. Ca să curățăm castronașul. Lăsăm să fiarbă. Și mai schiat scadă din zeamă asta. Am pus și roșiile împreună cu pastă de mion. Acum lăsăm puțin fără capac ca să scadă. Pentru că dacă n-are capac, mai seacă. Dacă are capac, nu mai seacă din formă. Și lăsăm să fiară. Și în același timp tocăm și ardeiul. Avem un ardei care îl tocăm tot întreg, așa. Este spălat tot, doar sunt tot cubulețe și o să punem și de el tot acum. Doar îi scoatem semința asta, nu are prea multă, și să-și îl gustăm. Este bun. Am tocat și ardeiul și punem și ardeiul. Și acum așteptăm să seacă, să fiarbă bine, bine și mai trebuie să punem verdeața. Și revenim cu mâncărica gata. Hai să vă arăt cum arată mâncarea asta, e gata, aproape atât așa și vedeți? Și mai lăsăm și zeamă, da, Leonardo? Dacă ai stat în curent. Acum e seara. Ce vrei? Să-mi pui să mă seama. Cine a stat la piscină în apă? El. Acum punem fularul la ulă. Așa. Vedeți, prieteni? Așa se face când doare mă seama. O idee nouă. Da. Bravo, Leonardo. Cum vă, prieteni, așa, fără salut cu mâna, dacă nu poți. Da. Aș vrea să am dus eu în casă, o să-mi dau o șurăpei și tenici, da? Da. Să termin mâncărica, hai. Acum, imediat, în câteva, două minute durează. Nu mai o lăsăm, că deja s-a făcut mâncarea. N-am aprins toate becurile. Doar o parte. Facem economie. Acum punem verdeață de asta, n-am mai cumpărat de viață, pentru că avem de asta foarte bună și verde, tocată de la congelator. Nu mai merg să mai cumpăr. Aici am și mărar, am mai mult mărar și... La mâncarea de cartof mărar trebuie. Ca să știți. Dar știți, de fapt. Vă mai spun și eu așa. Păi știți cum miroasă? Vedeți asta? Foarte frumos. Prieteni, cam atât cu mâncărica de cartofi. Nu prea m-au prins becurile, Doamne, și eu. Acum mă fac economie. Hai să vă arăt cum arată ea cu verdeața. Cu verdeața acum.
Am lăsat-o puțin mai cu zeamă așa, nu uscată, uscată. Arată bine. Așa că, prieteni, vă mulțumesc și vă doresc și vă o poftă bună și multă, multă sănătate să aveți și fericire. Pa, pa!